În sezonul vacanțelor, un număr tot mai mare de români solicită cardul european de asigurări de sănătate, ce le permite să primească îngrijiri medicale în orice țară din Uniunea Europeană, în unitățile sanitar partenere ale caselor de asigurări de sănătate. Autoritățile se confruntă cu un volum mare de cereri zilnice, iar emiterea cardului poate dura până la o lună. Deși în mod obișnuit, cardul este tipărit în 7 zile de la validarea documentelor, perioada actuală de procesare se poate extinde până la 30 de zile. Doar la Casa de Asigurări de Sănătate au fost înregistrate aproape 38.000 de cereri de la începutul anului. Pentru a obține cardul european de asigurări de sănătate, solicitantul trebuie să prezinte cartea de identitate sau o adeverință care atestă calitatea de asigurat și să completeze o cerere. Documentele pot fi depuse direct de la Casa de Asigurări, trimise prin poștă sau încărcate online pe platforma cardul-european.ro. Pe platforma cardul-european.ro, utilizatorii își creează un cont, primesc un cod de confirmare și selectează casa județeană unde sunt asigurați. După completarea datelor personale și încărcarea documentelor necesare, cardul este trimis prin curier la adresa specificată. În cazul în care destinatarul nu este acasă, cardul este returnat la Casa de Asigurări de Sănătate. Cardul european acoperă serviciile medicale necesare în timpul călătoriei, inclusiv urgențele medico-chirurgicale, dializa și chimioterapia. O scrisoare însoțitoare explică toate serviciile medicale disponibile prin intermediul acestui card. Anul trecut, statul român a achitat 114,5 milioane de lei spitalelor din străinătate pentru tratamentele românilor care au folosit cardul european. Până acum, în anul 2024, au fost tipărite și distribuite peste 192.000 de carduri europene de asigurări de sănătate. Dacă data călătoriei se apropie și cardul nu a fost primit, se poate solicita un certificat provizoriu de înlocuire a cardului, care se eliberează în 2 zile și este valabil timp de 2 ani.